Vă salut cu drag și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți schimbate. Suntem într-o perioadă în care simțurile noastre de durere sunt oarecum tranquilizate de atmosfera asta a sărbătorilor. Sunt cadouri, sunt tot felul de evenimente peste evenimente, programe la televizor. Și lumea parcă se schimbă brusc și trăim într-o altă realitate. După care, în uh, imediată apropiere, după euforia aceasta sărbătorilor, ne lovim tare de realitate și unii dintre noi poate chiar cădem în depresie pentru că diferența între ceea ce a fost atmosfera aceea cu globulețe, cu brăduleți, cu moș, cu crăciunițe, cu cadouri, cu bunătatea oamenilor se schimbă și afli că urmează taxele, urmează impozitele, urmează necazurile, urmează inflația, urmează și încep iar știrile acelea care pur și simplu te mitraliază. Ei, în seara aceasta aș vrea să vedem unde suntem, ca realitate, și ce se întâmplă, de fapt, în spate, în, în acel decor al cortinei, cum se trag aceste sfori și ce se va întâmpla, de fapt, în viitor, ce ne așteaptă. Asta este foarte interesant și în, în deschiderea acestei seri de cuvânt, aș vrea să aduc înaintea ta un tablou biblic care se va repeta la sfârșitul timpului înainte de venirea Domnului Isus Hristos și de ce nu care se repetă chiar și în timpurile noastre pentru că oarecum spunea cineva cel care cunoaște trecutul stăpânește viitorul și așa este și în profeție ceea ce a fost va mai fi spune înțeleptul eclesiastul în cartea lui Daniel la capitolul 5 Întâlnim un pasaj care vorbește despre acea, acea seară plină de fast și de opulență, în care un împărat inconștient, risipitor, pe nume Belșațar, a dat un chef mare celor o mie mai mari ai săi. Ca o mică paranteză, mi-aduc aminte, într-o dimineață ascultam o știre la radio, era vorba despre șeful statului, în care se spunea că a cheltuit un milion și ceva de euro pe 10 zile în Africa, doar așa scurt, ci că nu era singura ieșire în care s-au cheltuit astfel de sume enorme. A, și să nu credeți că e o tiradă îndreptată împotriva domniei sale, nu, el reprezintă o categorie de oameni, de conducători inconștienți, irresponsabili, care conduc lumea. Și în cartea lui Daniel este prezentat un asemenea conducător, un asemenea împărat care va avea oarecum mai mulți, eu știu, oameni care îl vor imita în felul său de guvernare. Adică totul se năruie pe noi ne doare în cot, nu ne interesează de ceilalți, noi avem mai mari noștri cu care ne sfătuim, cu care chefuim, cu care ne facem concediile, cu care mergem la schi, cu care mergem peste tot și restul nu mai contează. Mă, dar vin ăștia peste noi, ne, ne cucere, să ruinează tot. Nu contează, noi să o ducem bine. Situația aceasta se repetă acum. Dacă vă uitați în perioadele de criză, Exact la fel s-a întâmplat în perioada aceasta imediată de 3, 4, 5 ani o discrepanță enormă între ceea ce trăiesc conducătorii lumii și ceea ce trăiesc popoarele pe care aceștia le subjugă. La ei tot timpul se, se vehiculează știri de genul avem criză, avem probleme, avem inflație, dar acesta avem este doar al nostru, nu al lor. Ei trăiesc în opulență, ei trăiesc în tot felul de favoruri, au tot felul de privilegii, scutiri de toate felurile, în timp ce aceste probleme, care par a fi colective, sunt de fapt doar ale celor care sunt jos. Trendul acesta a început încă de pe vremea lui Reagan, când a început să se îndatoreze din ce în ce mai mult populația de rând. Și companiile să fie scutite de taxe, de impozite. Și colții aceștia ai, ai austerității au fost împrumutați și în Europa, și în alte state ale lumii. De ce? Pentru că, în felul ăsta, poți să controlezi mai bine. Ei, în seara aceasta, aș vrea să vedem această rețea complexă a Babilonului, care pe de o parte se desfată în risipă în timp ce este în cădere. Și am intitulat mesajul din seara aceasta Risipa și prăbușirea Babilonului. Suntem în această perioadă în care... Oamenii sunt amețiți de chefuri, de distracții, de sărbători, de tot ceea ce înseamnă o viață care nu există. Eu nu zic că nu e bine să ai sărbători, să te întâlnești cu familia la o masă, să te bucuri, să depeni amintiri, să ai acele momente în care să mai respiri. Dar, dacă doar aceasta este bula ta de oxigen în existență, înseamnă că ești pe un tărâm șubred, înseamnă că nu știi pe ce lume trăiești. Exact cum s-a întâmplat cu acest amețit de belșațar, un rege inconștient, incapabil, fără niciun fel de performanțe, un risipitor prin excelență. Este tipul conducătorilor din vremea sfârșitului care se desfată în risipă, care risipesc tot ce au adunat ceilalți înaintea lor, cărora nu le pasă de cei din jur. În capitolul 5 din Cartea lui Daniel se spune așa: Împăratul Berșațar a făcut un mare ospăț celor o mie de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Nimic nou sub soare. Exact așa s-a întâmplat de-a lungul istoriei cu anumiți conducători care și-au atras lângă ei o elită pe care, uh, ai cărei oameni i-a răsfățat într-un mod cât se poate de generos pentru ca să poată face serviciile pentru dictatorul sau grupul de interese care conducea. Și asta se întâmplă și astăzi. Până aici nu este nimic nou. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur, de argint, pe care le adusese tatăl său nebucadnețar din templu de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Ei, aici apare un element nou. Dacă înainte nebucadnețar tatălui. Tatălui nu biologic, ci pe linie uh, de neam da? și de monarhie, ca să spunem așa. În, uh, în, acest iureș, în acest chef în care era implicat el și mai marii lui, a zis, mă, dacă nebucadnețar, strămoșul meu, a dus doar vasele aici, le-a pus în semn de respect în casa Dumnezeului nostru, ce-ar fi să facem noi ceva ce n-au mai făcut înaintea și? Și apropo, aici ne situăm și noi. Europa și lumea încearcă să facă ceea ce n-au mai făcut înaintea în materie de nelegiuire, în materie de destrăbălare, în materie de blasfemii. Și a zis uh, domnul Belșațar, Păi ce n-a făcut? Hai să batjocorim lucrurile sfinte. Sesizați, similitudinile, observați corespondențele, ceea ce a fost în Babilon și ceea ce este în Babilonul modern. Bați jocorim ceea ce este sfânt, ceea ce este al lui Dumnezeu. Suntem în culmea chefului, în culmea distracției. Ce ne mai lipsește? Blasfemia și nelegiuirea. Să ne batem joc de Dumnezeu. Și observați cum aceste preocupări ale împărățiilor sau ale împărăției acestei Europe handicapate din toate punctele de vedere șubrezesc puterea ei și o duc spre declin și spre ruină? Observați cum ne-a luat prin surprindere și războiul din Ucraina. Ce preocupări avea Europa să dea legi sodomite? Când a fost criza cu refugiații, în urmă cu mai mulți ani, ce preocupări avea sfânta noastră Europa să dea aceleași legi sodomite? Și de fiecare dată era prinsă în offside de biciul lui Dumnezeu. Tot așa și Belșațar s-a gândit el ce să mai facă în materie de nelegiuire ca să aibă așa un pic de satisfacție, să nu se plictisească. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezei de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului Palatului Împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci, împăratul a îngălbenit, gândurile atât de mult l-au tulburat, că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Vă dați seama ce groază, ce spaimă a trăit în momentele acelea Belșațar. Și să știți că astea nu sunt povești de demult. Sunt realități care s-au întâmplat și sunt realități care se vor întâmpla cu toți cei care ies din Cuvântul lui Dumnezeu și care caută să o ia pe șleauri nelegiuite. Este cât se poate de clar vorba lui Caragiali. Din această dilemă nu putem ieși. Nu putem să fim și cu Dumnezei de argint, de aur și de aramă și cu nelegiuirea Sodomei și să zicem că noi ne închinăm acelui Dumnezeu. Dumnezeu spune, te hotărăști ori așa, ori așa. Și momentul în care era în culmea gloriei, acest Babilon, acest Babel, ca o mică paranteză, și sediul de la Bruxelles este tot în aceeași formă de spirală. Babel, oare întâmplător? Nu cred. Pentru că cei care sunt în spate la toate proiectele acestea, globaliste și babiloniene, nu sunt fiește cine. Sunt niște demoni care inspiră niște oameni. În cheful acesta. Împăratul a îngălbenit când a văzut judecata lui Dumnezeu, judecata fulger a lui Dumnezeu, scrisă pe peretele palatului. Noi tot așteptăm ca Dumnezeu să ne dădăcească și să spună, dragul meu, da, hai, da, pocăiește, te da, întoarce, da, domnul, eu atât de bun și pe satana sunt în stare, zicea cineva, că Dumnezeu e atât de bun încât și pe satana vrea să-l mântuiască. Nu vă înșelați, dragii mei, când Dumnezeu a pus punct, când Dumnezeu judecă, când Dumnezeu este în fața deciziei și a spus gata, s-a terminat, s-a terminat. Nu mai există virgulă, nu mai există puncte de suspensie, nu mai există punct virgulă. Este gata. Când Dumnezeu a zis lui Saul, te-am lepădat, l-a lepădat, deși a mai băzit el pe aici, pe s-a mai răzvrătit, s-a mai pocăit, a mai plâns, s-a mai întors. Gata, din momentul ăla s-a văzut clar că Saul se duce în jos. Nu așteptați până în momentul în care Dumnezeu să spună gata, s-a sfârșit, pentru că nu mai aveți nicio șansă indiferent cine ați fi. Puteți să fiți președintele Americii, puteți să fiți președintele G8 sau cine vreți voi în lumea aceasta. Când Dumnezeu a zis punct, gata, s-a terminat. Și nu doar pentru un an, doi, trei, ci pentru veșnicie. Judecata aceasta fulgeră a lui Dumnezeu este cât se poate de surprinzătoare și de dramatică. În momentul când a văzut mâna aceea scriind, lui Belșațar cât a fost de infatuat și de mândru înainte, cât a fost el de încrezător în sine și în puterea lui și în bogățiile lui, i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor, care sunt cele mai puternice din scheletul uman. Pot suporta sute de kilograme, nu știu, poate la unii chiar tone, dacă sunt mai bine făcuți și antrenați. Să-ți se desfacă încheieturile șoldurilor de groază, să lovească genunchiul unul de altul, este o spaimă teribilă. Și așa cum fac toți mari păpușari sau eu știu marionete care sunt în față, în momentul în care dau de greu, se duc la experți sufletul și l-au dat în mâna experților. că sunt vrăjitori, că sunt astrologi, că sunt draci, nu mai contează. Ideea este că ei și-au încredințat sufletul și în momente de restriște se duc acolo să le rezolve problema. Dar ce să le rezolve problema? Că sunt la fel de neputincioși precum ei. Ha, că i-au dus cu povești, cu tot felul de prescripții, cu tot felul de recomandări ca să ia bănuții. Dar când este vorba de a rezolvat problema? Păi știi, împărate, noi de fapt nu știm, nu, nu ne dăm seama cam ce se întâmplă aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul a îngălbenit, gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut. Încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititori în stele, aldei și ghicitori. Poi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului, oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Wow, ce stimulenți! Cam aceiași care sunt și astăzi, nu? Lănțișorul de purpură, autoritate, bani, putere. Dar știți care este culmea dramatismului? că vei fi șef la o împărăție care se duce, se năruie, se prăbușește, se dărâmă. Și asta nu pricep mai mari lumii și ai țării și ai Europei și ai tuturor statelor. Că de fapt noi stăm pe un butoi cu pulbere. Babilonul este în cădere, este în picaj și conducătorii lui, și fraierii lui și cei mici care se desfată și ei în bula lor de risipă cred cu naivitate că o cârpesc ei cumva, că vor scăpa ei cumva de mânia lui Dumnezeu, că va fi bine și bine nu mai este. Observați trendul descendent prin care am luat-o la vale din 2020 încoace, o ținem din una în alta. S-a terminat pandemia, vine războiul din Ucraina, după aia criza energetică, scumpiri, inflație Acum războiul din Israel și stați să vedeți că aici lucrurile sunt mult mai complexe Chiar am avut o emisiune cu domnul doctor Filip Anait despre subiectele acestea incendiare Care sunt în Israel și pe care vă recomand să o urmăriți Este vorba de războiul din Israel care cutremură lumea Puteți să o găsiți dacă găs căutați pe YouTube la emisiunea de sens vieții. Acolo am discutat pe larg problema aceasta, cum ne ducem în jos și ce înseamnă de fapt războiul din Israel și conflictul din zona aceea a fâșiei Gaza din punct de vedere profetic. Închei paranteza aceasta. Toți înțelepții împăratului au intrat... Dar n-au putut nici să citească scrisoarea. Fiți atenți, cât de proști a făcut Dumnezeu. Cu toate doctoratele lor, cu toate științele în care erau inițiați, să nu credeți că erau um, niște oameni neavizați sau niște oameni puși în funcție cum sunt puși astăzi. Nu, atunci chiar erau oameni capabili puși în funcții. În majoritatea funcțiilor. Nu spun că astăzi nu sunt, dar în punctele cheie. Și dacă sunt capabili, nu sunt lăsați să facă ceea ce trebuie. Babilonul se bazează pe această pe această captare a oamenilor capabili sau a oamenilor docili în același timp care execută. însă nu poți să rezolvi problemele cu marionete. Nu poți să ai acces la puterea lui Dumnezeu cu niște oameni sau din partea unor oameni care și-au vândut sufletul celui rău. n -ai cum să găsești soluții prin ei. Adică tu le spui cum să cânte, ce să cânte, ce să spună, cum să spună, ce decizii să ia și după aia să fie oameni independenți și vremea de criză să te sprijin pe ei. De unde? Că ei au fost învățați să facă numai semnul ăsta. Da, să trăiți, da, să trăiți. Și să spună ceea ce spui tu. ce îți place ție să spui. N-ai cum să ai oameni cu vază în sistem babilonian. Mai ales când e vorba de crizele acestea profunde pe care Dumnezeu le aduce. Nu un om. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o împăratului. Deci imaginați-vă miniștri, de război, învățați, filozofi, matematicieni, lingviști, ce ori mai fi fost pe acolo? Erau oameni crem de la crem. Și pe cum au intrat, se uitau, nedumeriți, bă, ce fi asta? Nu știu, bă, tu știi? Tu ai studiat limbile astea vechi, eu știu, dispărute, limbile moarte, știi? Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Nu știu. Și din voce în voce, nu știu, nu știu, nu știu. Nici să citesc, dar al minteri să tâlcuiesc. Sunt momentele în care Dumnezeu își arată slava și în care arată prostia înțelepților, care știu multe, dar nu știu știința mântuirii și nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentele acelea, imaginați-vă cum s-a simțit Belșațar. Când toți experții lui au dat din stânga în dreapta și au zis Nu știm! Spune cuvântul în versetul 9: Din pricina aceasta, împăratul Berșațar s-a înspăimântat foarte tare. Fața i s-a îngălbeni îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Din două puncte de vedere. Ori urmează scurtarea capului, ori ceva mai grav. O pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Căderea Imperiului e groasă treaba nu știm pe unde, dar ceva, ceva se întâmplă. E, și în momentele astea vine împărăteasa și spune, împărate, ai aici în împărăție un om al lui Dumnezeu. Cum numai unul din atâția? Păi și ăsta e sclav. Și culmea este evreu. Wow! <laughs> este o ghiulea de tun, mai ales în lumea asta antisemită, inclusiv creștină antisemită în care noi trăim, în care i-am scos pe evrei afară din tot ceea ce înseamnă profeții biblice, cuvântul lui Dumnezeu și ne-am pus noi, altoiții, în măslinul lui Dumnezeu, pe cele mai mari culmi, noi, 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 evrei, o să pătimească acolo cu anticrist, o să fie chinuiți, am inventat toate teoriile astea lui Darby și ne ținem de ele cu dinții sau supremații din astea denominaționale. Noi suntem mai ceva decât evrei și așa mai departe. Cunoașteți toate balivernele astea teologice. Însă nu uitați că în decursul istoriei, oricât de... Jos ar fi fost poporului Dumnezeu Și aici nu, nu mă refer generic la poporul lui Dumnezeu Ci mă refer la poporul Israel Oricât de jos ar fi fost poporul lui Dumnezeu Ceea ce a făcut important Dumnezeu A făcut prin reprezentanți din poporul iudeu, evreu Nu vă place, sigur că nu vă place Că ne-am îmbătat cu tot felul de ape, de roze Și cu tot felul de minciuni teologice Dar dacă vă uitați în istoria biblică Chiar și atunci când a fost cei mai idolatri evrei, i-a pedepsit prin babilonieni, prin asirieni, prin sirieni, prin toate popoarele din jur. Și acum plătesc o poliță pentru nelegirile poporului. Însă, nu vă îmbătați cu apă rece că Dumnezeu, gata, îi va da la o parte și gata, noi o să fim. Nu, 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 nu. Nu uitați că în cartea Apocalipsei atunci când se vorbește de cei 144 de mii, se vorbește despre evrei. Atunci când se vorbește despre porțile și despre temeliile cetății lui Dumnezeu, spune că sunt scrise acolo numele celor 12 apostoli și ale celor 12 reprezentanței seminților lui Israel. Palea nu le puteți șterge, dragii mei, să puneți acolo eu știu ce nume de organizații și de eu știu ce povești pe care le-ați inventat sau le-a debitat cineva. Este o lecție pe care Dumnezeu ne-o dă. Era în minoritate absolută. Și cu toate acestea, s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu rostit prin robul babilonienilor, evreul. Nu mai blestemați pe poporul lui Dumnezeu și nu mai începeți cu poveștile astea lacrimogene, că vin de la NATO, că vin de la OE, nu, nu contează de unde vin. Sunt anticristice, pentru că anticristul luptă împotriva poporului lui Dumnezeu. Atât în ceea ce privește poporul după carne și sânge, cât și în ceea ce privește poporul luat ca întreg, Israelul spiritual, care rămâne la cuvânt. După asta se deosebește, nu după declarații, ci după ceea ce trăiește. Împărăteasa la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel. Să treci veșnic împărate, să nu te tulbur le gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om. No, noi vrem să fie majoritate, să fie sute, zeci de mii. Nu, Dumnezeu zice un om. Dar în asta este cuvântul meu, în asta este adevărul, în asta este ceea ce vreau eu să spun. Restul nu contează. Este, dacă vreți, acel mod tranșant al lui Dumnezeu de a spune lucrurile. N-are nevoie de zeci de mii de reprezentanți. Este suficient să aibă unul, dar bun și credincios. Ai unul. Ăștia la alți toți latră ca și lupii la lună. Sunt și ei pe acolo, vorbesc frumos, știu ave povești, filozofie, dar nu ceea ce te interesează în momentele astea. Împărăția piere. Doar Daniel are cheia, dezlegarea tainei lui Dumnezeu. Atunci Daniel a fost adus versetul 13 înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, tot arogant, știți, era vai de capul lui, era în cădere, imperiu, era cu spaima noase, dar și-a păstrat acea aroganță și acea, acea ironie și fiți atenți cum îi se atresează lui Daniel, tu ești Daniel acela, unul din prinși de războia lui Iuda pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul. Am aflat despre tine ca ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepții și pe cititori în stele să citească scrierea și să mi-o tâlcuiască dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Wow! Ce pledoarie, nu? Era împărat. Însă, știți cum se zice în popor, cine râde la urmă, râde mai bine. În cazul acesta, și nu doar în cazul acesta, doar cei care știu știința mântuirii vor fi în siguranță. Țineți minte lucrul ăsta. Cei care se desfată în risipă, ca un fel de zeflemea la adresa acelor care nu mai știu cum să-și ducă traiul de la o zi la alta și se ce inflație, ce, ce scumpir, ce... Ha, mă duc eu și cumpăr varză și fasole și trei cartofi și zic, uite... Așa la, la Zeflemea, că se trăiește bine, domnule! Din anumite puncte de vedere se trăiește bine, că nu mai e război, nu mai sunt condițiile mizere din uh, veacurile anterioare. Însă, dacă ne uităm la drepturi, la libertăți, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în spațiul economic, la coercițiile care încep să-și înfigă colții noi din ce în ce mai tare și te uiți cu emoții la cutia poștală când ajunge acasă, să nu fie cumva vreo poprire, vreo amendă sau nu știu ce alte cheltuieli neprevăzute că te dau peste cap. Niște amenzi și niște pedepse enorme, doar pentru unii. Ceilalți au toate portițele deschise, toți avocați, juriști, unii peste alții. Însă pentru marea majoritate, este dezastru. Și doar cei care au cheia cunoașterii mântuirii sunt în siguranță. Am aflat că tu poți să tâlcuiești. Cam târziu, împărate, a aflat. Îmi place foarte mult atitudinea lui Daniel. Cu toată introducerea asta pompoasă pe care și-o face împăratul, știu că Daniel se simțea mult mai sigur în sufletul său. Și mult mai cu picioarele pe stâncă decât era Împăratul. Deși încerca să păstreze aparențele, de fapt, Împăratul era cuprins de o groază teribilă. Cuvintele lui Daniel ar trebui să ne dea de gândit, pentru că ele se împlinesc și astăzi, acum când Babilonul acesta mistic, politic și religios este în cădere, într-o desfătare, în risipă, ca să arate că de fapt realitatea este alta, că lucrurile nu stau așa cum se spune, că de fapt nu contează că și defilează în jurul imperiului, că sunt o amenințare. Noi ne distrăm și chefuim, știți? Episodul ăsta mi-aduce aminte de un film pe care l-am văzut, puteți să îl căutați dacă doriți, Downfall adică prăbușirea, în care este vorba despre ultimele zile ale lui Hitler și ale acoliților săi înainte de a fi cucerit Berlinul. S-au ascuns ca niște potârnic fricoase în buncărul lui și dădeau petreceri și chefuri și să fie distracție cât de mare și aceleași iluzii. O să vin armata de nu știu unde și o să ne elibereze și o să fie al treilea rai și o să fie da, da, da. generalii tot încercau să-i spunem, Führer, vezi că pierdem și acolo, și acolo, și suntem vai de capul nostru. Deja începem să ne punem probleme pe unde scăpăm. Și asta nu, da, de unde? Începuse să delireze. Și amanta lui, care a devenit pentru scurt timp soție, Eva Brown, hai să facem chef, să dansăm, să facem tot felul de năzbătii că dacă e să murim, să murim măcar fericiți. Da. Inclusiv Magda Goebbels, soția șefului propagandei naziste, când a văzut că totul se năruie și a otrăvit în somn toți copiii cu cianură, pentru că își zicea ea, cum, în ce regim să mai trăiască și ei. Că nu este nicăieri mai bine decât în socialismul nazist. Și, efectiv, au negat realitatea. Asta se întâmplă și acum. Lucrurile se duc jos, rău de tot. Însă, cei care sunt responsabili de destinele lumii parcă sunt hipnotizați, nu parcă sunt chiar demonizați și ignoră realitatea lui Dumnezeu. Și în momentul când Dumnezeu va confrunta cu realitatea Lui, foarte mulți își vor izbi genunchii și li se vor desface încheieturile șoldurilor exact ca la Belșațar și vor îngălbeni de groază. Acum au câteva momente de euforie, triumfă asupra furnicilor peste care stăpânesc și au impresia că sunt Dumnezei. Însă când Dumnezeu va scutura Babilonul acesta, va fi jale. Ce a spus Daniel? Ține darurile și dă altuia răsplătirile tale, pentru că eu n-am venit aici pe baza darurilor, pe baza pilelor, a relațiilor și pe baza credinței, a competenței și a integrității. Ține darurile, dă altuia. Totuși voi citi împăratului scrierea și eu voi tâlcui. Și începe cu istoria lui Nebucadnețar, și versetul 22: Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Credeți că mai mari lumii nu știu? Știu. Dar închid ochii, fiind orbiți de acadelele oferite de demoni. O funcție, o excursie, niște cheltuieli extravagante cu care poți să le râzi în nas proștilor, că poate să urle media, poate să facă... Poate cineva să tragă la răspundere pentru astfel de lucruri pe cineva? Nu. Este o iluzie. Puteți să scrieți, să faceți știri, să faceți de toate. Nu se schimbă și nu se întâmplă nimic. Hm. și? Ai știut aceste lucruri, dar nu ți-ai smerit inima. Și te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Fasele din casa lui Dumnezeu a fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele tu și mai mari tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat Dumnezeu de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn, de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tălcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi dată mezilor și perșilor. Dacă e să ne gândim la o aplicație contemporană, Cred că zilele Babilonului sunt numărate. Chiar spune aici? Numărat. Zilele sunt numărate. Demonii știu lucrul ăsta, oamenii demonizați mai puțin. Vă aduceți aminte în momentul în care Iisus Hristos a venit să exorcizeze pe demonizatul care avea mii de draci în el. Ce au strigat demoni? Ai venit să ne chinui înainte de vreme? De ce? Pentru că ei știu vremea. Și au venit oamenii pașnici. Liber cugetătorii, atei, necredincioșii sau credincioșii care resping pe Dumnezeu într-un mod elegant. E o, o, variantă foarte periculoasă. În care se mint că sunt cu Dumnezeu, dar nu suntem cu Dumnezeu. Doamne, știi ce? Lasă-ne cu porcii noștri. Lasă-ne cu prostiile noastre. Lasă-ne cu ceea ce ne place nouă. Nu ne băzâi cu chestiile astea. Pleacă de la noi. Numărat. Înseamnă că Dumnezeu a început numărătoarea inversă ca la un KO, ca la un knockout al Babilonului. Și începe să numere invers. 10, 9, și demonii știu și intră deja în spaime. Și oamenii se bată cu ideea. O, oh, împărăția, vai, o să fim noi Dumnezei. Da, de unde? Numărat. Cântărit. În momentul în care ești cântărit de Dumnezeu și găsit prea ușor, nu știu ce îți va mai da greutate în ecuația veșniciei. În funcție de asta se va face trierea, dragii mei. Nu în funcție de conturile tale, relațiile tale, pilele tale, puterea ta, influența ta, faptul că dai telefon la președinte sau la cine o fi, nu contează la Dumnezeu lucrurile astea. Absolut deloc. Singurul lucru care contează pentru Dumnezeu este inima ta. Dacă ești vopsit sau dacă ești autentic. Restul pleavă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Știți că despre Babilon se spune că va fi împărțit în trei și că nu va mai fi și că va dispărea, cum ai arunca o piatră în mare? Da. În toată această luptă dintre bine și rău, care se intensifică din ce în ce mai tare, Babilonul este deja pierdut toți cei care se aliază cu Babilonul sunt pierduți. E deja clar. Și observați și intensiunile acestea care sunt în lume, cum oamenii se coalizează cu anticristul și cu anticristii. <gântu -i> da. Toate vocile care vorbesc despre înființarea statului palestinian sunt voci anticristice. De ce? Pentru că sunt niște profeții legate de locul acela, de poporul lui Dumnezeu, care vorbesc despre venirea lui Mesia. În cartea lui Zaharia, în cărțile profeților, se vorbește despre faptul că Mesia va veni și picioarele lui vor fi pe Muntele Măslinilor și zona aceea unde, unde se vrea înființarea statului palestinian, păzită cu apărători ai păcii, care vor fi de toate culorile este de fapt un mesaj al furnicilor umane care spun, Doamne, nu vrem să vii! Și în spatele lor sunt cohorte de draci care spun, Doamne, nu, vrei, nu vrem să vii! Vrei să ne chinui înainte de vreme? Nu vrem să vii nici la vremea hotărâtă? Știm că ceasul este deja în defavoarea noastră și încercăm din răsputeri să amânăm venirea ta. Și între aceste tabere, pro și contra, suntem eu și cu tine. Vocile anticristice, care în spate apără nelegirile, chiar vor să le înrădăcineze din ce în ce mai tare. Și vocea lui Dumnezeu, care spune: Trebuie să vă hotărâți ori cu mine, ori împotriva mea. Și este același scenariu inclusiv poporul după carne și oase al lui Dumnezeu, poporul evreu, trebuie să se hotărască cu Mesia sau împotriva lui Mesia, cu nelegiuirea sau împotriva nelegiuirii și neamurile vor trebui să se hotărască împotriva lui Dumnezeu sau cu Dumnezeu. Este că se poate declara dacă citești cuvântul lui Dumnezeu. Este prezis și faptul că Ierusalimul va fi călcat de neamuri. Fiți atenți ce spune aici Dumnezeu în Domnul Hristos, Mântuitorul. Și aici nu este loc de echivoc, de interpretări, de aburel teologice pe care le găsim peste tot. Dacă deschideți YouTube-ul și internetul o să găsiți tot felul de aberații. Dar vreau să vă citesc exact, exact ceea ce spune Mântuitorul. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oșii, nu e vorba doar de prima venire a lui, a, a nenorocirii peste Israel, dărâmarea Ierusalimului în anul 70. Cuvântul profetic străbate timpul și istoria și ajunge până la evenimente escatologice pentru că Hristos face legătura între ele, noi mai puțin. Noi ori suntem anacronici, ne ducem ba în trecut, preteriști, ba futuriști, ba suntem mai uriți din punct de vedere a profețiilor. Nu facem o legătură să vedem istoria poporului ales și a evenimentelor. Dar Hristos o face. Când veți vedea Ierusalim înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Și atunci și acum. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, și cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Spune. Versetul 23 și 24 în continuare. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în acele vreme, în acele zile, pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. De ce? Din pricina nelegiuirii. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul, fiți atenți, va fi călcat în picioare de neamuri Până se vor împlini vremurile neamurilor. Și în momentul în care se vor împlini vremurile neamurilor, urmează ceea ce spune Hristos. Vor fi semne, în soare, în lună, în stele. Astea n-au cum să fie în anii 70. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Și elementul de speranță vis-a-vis -vis de conflictele care au loc în, în țara sfântă, atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Deci, conflictul din zona aceea a Israelului, conflictul final, are de-a face nu doar cu niște demersuri politice, că s-a scărpinat Putin în chelie și s-a gândit și el să trimită niște rachete și niște trupe pe acolo, că a strănutat Biden și într-un acces de senilitate sau de conștiență, s-a gândit și el să înființeze statul Gaza, că s-a mai gândit nu știu cine de pe la UE, în timp ce uh, era prea îmbuibat la masă Hai să vedem și noi cum mai sprijinim mișcările Hamas Sau nu știu, uh, mai trimite niște trupe acolo de menținerea păcii Nu, dragii mei, este vorba de niște mișcări demonice Și de un conflict care va culmina cu a doua venire a lui Isus, de asta nu o să vedeți la știri Mai ales alea de peste ocean nu no. Acum o să vedeți mișcări de, politice, chestii, de, tot felul de declarații, tot felul de uh, umanisme, drepturi ale omului. Nu o să găsiți ce găsiți scris în Scriptură. De ce? Pentru că alea sunt vocile anticristice. <laughs> Însă Hristos ne aduce cu picioarele pe pământ. Și aici nu-i politică, este istorie, este profeție, dar văzută prin ochii mântuitorului. Nounor mincinoși, care sunt plătiți să te mintă că va fi alb când este negru. Este istoria și profeția interpretate de Isus Hristos. Strâmtorarea aceasta și călcarea Ierusalimului va fi până când se vor împlini vremurile neamurilor și când se vor împlini aceste vremuri, ele nu vor culmina cu o pace eternă, cu mileniul ăla în care stăm noi liniștiți și ne uităm la evrei cum se chinuie, cu Anticristul și. Deci, ce baliver ne-am ajuns să credem în creștinism, va culmina cu o curățire a poporului lui Dumnezeu și cu venirea lui Mesia. Da. Poate că nu, nu e așa de populară Evanghelia aceasta. Însă, Hristos vorbește despre aceste evenimente. Și spune că, în momentul când se vor împlini aceste lucruri, să vă ridicați capetele și să știți că izbăvirea voastră se apropie. Izbăvirea nu vine nici de la NATO, nu vine nici de la UE, nici de la ajutoare sociale de la guvern. Nu! Totul, din punctul ăsta de vedere, merge spre rău, vedem dintr-o zi în alta. Știri din ce în ce mai rele, mai negative, pedepse, amenzi, inflație, scumpiri. Din ce în ce mai tare. Din punctul lor de vedere, totul se duce înspre ruină. Și ca un râs satanic, noi suntem mai sus și voi sunteți acolo. Și vă spunem și vă spunem ca să vă ținem în control. Singura izbăvire vine de sus. Nu de la ei. Nu mai așteptați cadouri și uh, tot felul de pomeni anticristice. Singura izbăvire vine de la Dumnezeu. Doar El ne poate da putere să supraviețuim și să ne păstrăm integritatea și mințile în aceste vremuri. Babilonul cade. Babilonul nu va mai exista. Babilonul se va prăbuși în risipă. Și chiar asta descrie Dumnezeu în cartea Apocalipsei. Că s-au desfătat în risipa. Însă vestea bună pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu este că această domnie a căpetenilor Babilonului este de scurtă durată. Și doar cei care sunt cu mielul și care îl au în suflet pe Dumnezeu și sunt credincioși vor putea să biruiască. Întrebarea pentru mine și pentru tine este de partea cui suntem în acest mare război dintre bine și rău. De partea Babilonului? Puteți să fiți, nicio problemă, e partea pierzătoare. Sau de partea lui Isus Hristos? Tabăra câștigătoare. E pe bune, e profeție. Știm din start cine va câștiga și cine va pierde. Decizia este a mea. Și a ta, de partea căruia dintre conducători sau în partea cărei tabere vrem să fim? Babilonul a pierdut. Împărăția lui Dumnezeu va câștiga. Alege astăzi, în ce parte vrei să fii.